Proiectul de lege care prevede reducerea vârstei de pensionare a persoanelor care au locuit cel puțin 30 de ani în Slatina și pe o rază de 8 km în jurul acestei localități, proiect inițiat de deputatul PNL Gigel Știrbu și senatorul PSD Paul Stănescu, a fost adoptat marți de Camera Deputaților for decizional. Propunerea legislativă are ca obiect de reglementare modificarea alineatului 5 al articolului 65 din legea numărul 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice cu modificările și completările ulterioare, în sensul că și persoanele care locuiesc în Slatina să beneficieze de reducerea vârstei standard de pensionare cu 2 ani fără penalizarea prevăzută la aliniatul 4, așa cum era prevăzut deja pentru locuitorii din Baia Mare, Copșa Mică, Slatna și Târgu Mureș. Spitalul din Corabia se confruntă de o lungă perioadă de timp cu o lipsă acută de medici. Zeci de posturi sunt disponibile la unitatea medicală din Corabia. Conducerea Spitalului Orășenesc Corabia organizează în această săptămână concurs pentru ocuparea a 2 posturi de asistent medical generalist, ambele fiind disponibile pe secția de medicină internă. De asemenea, ar mai fi nevoie de un medic specialist medicină internă, un neurolog, medic specialist ATI, un chirurg, un orelist, un cardiolog, ortoped, radiolog, medic medicină de urgență, epidemiolog și medic specialist boli infecțioase. Începând de astăzi, angajații din administrația publică vor înceta lucrul. Oamenii sunt nemulțumiți că în legea salarizării unitare nu a fost introdusă o grilă pentru funcționare din acest domeniu. Proteste sunt și în județul Olt. Liderul sindicatului din administrația publică, Consilium, Octavian Kelemen, spune că angajați din 96 de primării din județul Olt ar putea înceta să mai lucreze. Sindicatul Național al Funcționarilor Publici anunță că la protest participă peste 120.000 de oameni. Sindicaliștii susțin că săptămâna următoare, în funcție de forma în care legea va intra în dezbatere în Camera Deputaților, care este for decizional, va fi organizat un meeting. Ministerul Sănătății a anunțat că va organiza vineri la Institutul Național de Sănătate Publică din București o nouă etapă de dezbateri pe tema legii vaccinării. La eveniment au fost invitați să participe toți cetățenii care s-au înscris la prima serie de discuții din 11 mai. Prima dezbatere publică legată de legea vaccinării a avut loc pe 11 mai și a creat dispute între instituții și persoanele care sunt împotriva vaccinării. Ministrul Sănătății, Florian Bodog, a declarat că nu vor fi situații în care copiii să fie vaccinați forțat, dar că părinții care refuză imunizarea sunt obligați să-și asume acest lucru. După luni de dezbateri și amendamente controversate, proiectul legii grațiere a trecut de prima cameră fără modificările aduse până acum în Parlament. Proiectul va ajunge în forma gândită de Ministerul Justiției pe masa deputaților, așa cum a cerut președintele PSD Liviu Dragnea. Potrivit inițiativei, ar urma să fie grațiate integral pedepsele de până la 5 ani de închisoare, parțial persoanele care au în întreținere minor cu vârsta de până la 14 ani, iar cei care au comis infracțiuni cu violență și cei care au săvârșit fapte de corupție sunt exceptați de la a fi grațiați.